Maria este un copil de aproape 4 ani care a trecut printr-o experiență dramatică. Într-o dimineață, a încetat să mai respire. Pieptul i-a fost ars de șocurile electrice la care era supusă timp de jumătate de oră. De-abia după 3 zile dădea semne că viața poate înmuguri în trupul ei fragil. Dar biruința definitivă a vieții, în cazul Mariei, depinde de fiecare dintre noi. Povestea este simplă și tragică în același timp. În dimineața zilei de 9 iulie, în timp ce dormea cu mama ei în pat, i s-a oprit inima. A făcut ceea ce se cheamă un stop cardiorespirator. Am chemat repede salvarea, văzând că întârzie și dându-mi seama că era un caz dramatic și copilul practic nu mai avea viață, nu mai avea suflare de viață. Am luat-o pe Maria în brațe și am fugit cu mașina la spital. Am ajuns la spitalul municipal, la urgență. Copilul a fost readus la viață și i s-a indus o comă, plus coma ei. La nivel cerebral, spre marea surprindere, spre imensa surprindere a medicilor, nu sunt leziuni foarte grave, în sensul că tot ceea ce a fost lezat poate fi recuperat. Copilul având totuși 3 ani și jumătate, fiind vorba despre un copil mic, un creier în formare. Ne așteptam la leziuni mult mai grave și mai profunde, la leziuni irreversibile. Toată lumea știe că după 4-5 minute, dacă totuși creierul nu are oxigen, apar acele leziuni și acele traume ireparabile. N-a fost să fie așa în cazul Mariei, este o minune medicală, pot spune, deși eu știu că este o minune a lui Dumnezeu. Asta ca părinte și inima de părinte îmi spune în mod evident asta. Din păcate însă copilul nu are acum un diagnostic, asta este ceea ce ne angoasează realmente, faptul că nu știm ce se întâmplă, iar ceea ce s-a întâmplat în iulie se poate întâmpla în oricare noapte sau în oricare zi. Maria Bucuroiu este un copil care s-a internat în clinică după ce a avut neșansa unui eveniment dramatic, ca familia să găsească copilul dimineața în zori, în stop cardiorespirator. Pașii care au urmat au fost niște pași rapid, eficienți, trecerea prin spitalul universitar, apoi transferul în spitalul Grigore Alexandrescu în terapie intensivă și apoi în spitalul Marie Curie Sklodowska, unde lucrez, au fost niște pași care au salvat viața copilului. Sigur că situația a fost dramatică, sigur că există niște consecințe acestui eveniment dramatic și rămâne întrebarea firească a ce s-a putut întâmpla ca un copil să fie găsit în stop cardiorespirator dintr-un copil care în ziua precedentă era un copil perfect normal, care a avut o activitate perfect normală. S-au făcut investigații complexe, multiple. Cel mai plauzibil în momentul de față, după ce s-au exclus cauzele organice, este existența unui eveniment acut metabolic. Diligențele familiei de a căuta sunt nu numai pertinente, ci sunt absolut obligatoriu necesare pentru a putea da o speranță acestui copil să nu îi se mai repete această tragedie. Pentru că este o tragedie enormă. Ceea ce s-a întâmplat, moartea subită este un eveniment catastrofal pentru fiecare familie, pentru cei din jur și care ne arată că suntem foarte vulnerabili și atunci când există un semn de întrebare, este obligatoriu să facem totul, să găsim această vulnerabilitate și să o corectăm sau să o prevenim. Acest lucru, din păcate, în momentul de față, nu este posibil în sistemul medical românesc, întrucât este un deziderat, dar nu este o posibilitate reală, practică, pentru ziua de astăzi, de mâine sau de poimâine. Știu povestea Mariei dintr-un moment extrem de grav, momentul în care a ajuns în terapie intensivă la Grigore Alexandrescu. Atunci am fost la spital și, mă rog, am înțeles imensa durere, faptul că cel mai rău lucru după momentul acela din dimineața de iulie a fost că, iată, au trecut 5 luni și încă nu se știe de la ce s-a întâmplat. Aici este lucrul care
dă cea mai mare durere de inimă părinților. Nici eu nu pot să înțeleg. Sigur că am auzit povești de la medici și toată lumea știe că sunt interfață cu sistemul ăsta sanitar care e cum e el și părinți cu copii bolnavi. Sigur că unul dintre medicii care au văzut-o pe Maria la un moment dat spunea că, vai de mine, Liana, sunt peste 10.000 de enzime și că în continuare zona de boli metabolice este insuficient explorată în lume, cu atât mai mult în România. Durerea este că în România nu e nimeni care să-și asume o boală metabolică și să o trateze. Sunt prea puțini oamenii care știu ce înseamnă o boală metabolică, pentru că asta e o pistă, dar nu este singura pistă. Ce vreau să vă rog din suflet, oameni buni, spre deosebire de zecile, poate miile de copii pe care am încercat cât am putut să-i ajut, dacă am putut. Cazul Mariei e special pentru că Maria nu știm ce are. Dacă am ști, probabil că am căuta și în măsura în care există o soluție. A trecut mult, ea se recuperează, dar încet. Nu știm ce s-a întâmplat atunci, în vară, și mai grav este că doza aceea de insomnie a părinților e justificată. Ce facem dacă se întâmplă din nou? Doamne ferește, evident. Haideți să ne adunăm toți. Suntem mulți cei care vrem și putem să facem. Să o ajutăm pe Maria. Vă rog.